Bună seara, doamnelor și domnilor, este ora 18, bun găsit la știrile TV Bistrița. Chiar dacă proiectul de lege care viza disponibilizările din cadrul structurilor MAI nu a trecut de Parlament, guvernanții au găsit o altă cale, un proiect de modificare al statutului polițistului care îi permite ministrului de interne să dispună concedierea sau angajarea oamenilor. Sindicaliștii spun că singura soluție le rămâne atacul în justiție. În urmă cu o săptămână, proiectul de lege care viza disponibilizarea mai multor angajați ai MAI a fost respins de parlamentari. În urma votului au fost adunate cu 17 voturi în minus față de baremul necesar adoptării actului normativ. Guvernanții au găsit acum o altă cale. Ne-am bucurat cu toții că un proiect de lege a picat în Camera Deputaților neîntrunit numărul de voturi, iată că ulterior se pare că dorința de a disponibiliza polițiști stă încă în picioare, astfel că, având la bază inițiativa a tuturor partidelor care sunt în Parlamentul României, s-a reușit votarea unui proiect de lege care permite ministrului de interne să aibă puterea și decizia de a dispune de angajarea și disponibilizarea polițiștilor. Astfel că, prin ordin al ministrului, se poate ca un polițist sau un pompier sau un jandarm, deci toți componenții ministerului, să fie disponibilizat și ulterior supus măsurilor de reconversie profesională. Modificarea statutului a fost adoptată ieri în Camera Deputaților cu 172 de voturi pentru și 130 împotrivă. Din punct de vedere sindical, în secunda 2 în care un om va fi dat afară pe baza modificărilor statutului, asigurăm asistență juridică și vom contesta în instanță. Și rămâne ca instanță să-și spună cuvântul. Deci, calea noastră de atac este cea în justiție. Conform declarațiilor ministrului de interne, ar urma să fie concediați aproape 10.000 de angajați din cadrul structurilor ministerului de interne. În secolul în care calculatorul s-a redus la dimensiunea unui telefon, iar legumele se obțin prin modificări genetice, ai spune că asfaltarea unor străzi este o joacă de copii. Ei bine, pentru Direcția de Servicii Publice a Primăriei Bistrița nu este deloc așa. În urma utilajelor, drumul arată dezastros, asta în ciuda faptului că municipalitatea are cel mai mare buget de la Revoluție încoace. Încă de la ora 7:30, pe strada Nicolae Titulescu, lucrătorii primăriei sau ai firmelor contractate pentru repararea șoselelor din oraș, nimeni nu știe cu exactitate, au început să cosmetizeze asfaltul. Este ora 11, cei de la primărie ne-au spus că încă de la ora 7:30 vor începe reparațiile aici pe strada Nicolae Titulescu. De atunci au trecut 4 ore, iar asta este ceea ce a rămas în urmă, adică așa zisele reparații. Șoferii spun că lucrările se fac de mântuială ca în fiecare an. Sunt catastrofale făcute. Nu știu, ceva nu se respectă. Ori rețeta, ori trece o iarnă și e gata. La loc. Cratere, gropi, tot ce vreți. De cursul unui an, eu știu de câte ori sunteți nevoie să mergeți la serviciu din cauza drumurilor din Bistrița. Poate și de 3-4 ori. Seamănă cu repararea unui drum așa cum ar trebui? Nu prea. Seamănă că am urât, se vede și așa, se vede urât, destul de urât se vede. Putea să asfalteze tot. Dumneavoastră sunteți șofer? Da. Și cum vi se par drumurile, în general, în Bistrița? Foarte proaste. Mai proaste ca Bistrița nu există, cred că nicăieri. Într-un an, de câte ori intrați cu mașina în serviciu? Asta, care am eu particular, cam de două ori pe an să duc. Să duc bușele, suspensia se duce, nu rezistă mașinile. Mâine lucrările de reabilitare vor continua pe strada George Coșbuc. În acest sens, drumul va fi închis între orele 8 și 15:30. Zeci de elevi ai școlilor generale și liceale din tot județul s-au întrecut astăzi cu bicicletele. Este vorba despre un concurs organizat de poliția rutieră care a avut drept scop informarea copiilor cu privire la regulile de circulație pe care trebuie să le respecte atunci când ies cu bicicletele pe șosea. Oprirea. Practic astăzi la școala generală numărul 6 a avut loc etapa județeană a concursului Educație Rutieră, Educație pentru Viață și tot faza pe județ a concursului numit DHS. Scopul acestor concursuri este atât însușirea regulilor de circulație, referitor la conducătorii de biciclete pentru copii,
în plus însușirea unui mod de viață sănătos prin mișcare, mișcare fizică, precum și cunoașterea regulilor circulate pentru a nu deveni victime ale accidentelor rutiere. Echipele care se califică, deci câștigă aceste concursuri, se merg la faza națională care se vor desfășura la Cupa DHS la Deva, iar la concursul educației rutiere educate pentru viață la Satu Mare. Mai are și o parte teoretică concursul? Da, atât deci teorie care se desfășoară un chestionar, cât și partea practică, deci îndemânarea cu bicicleta, poligonul, precum și parcul școală. În total, 48 de elevi și-au încercat norocul pe traseele create de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție. Te ajută la ceva? Da, mă ajută foarte mult. Ne ajută să învățăm foarte mult semnele, să cum să circulăm cu bicicleta. Tu de cât timp ai o bicicletă? De 6 ani. Și ai umblat cu ea mult prin oraș? Foarte mult. Ce s-a întâmplat, eu știu, să pățești șoferii, să fie neatenți când erai și tu în trafic sau... De vreo 2 sau 3 ori, mai mult nu. Și te-ai speriat? Ce ai făcut atunci? Cum ai reacționat? M-am dat jos de pe bicicletă și m-am și suit pe trotuar. Te ajută la ceva? Da. La ce? Păi înveți multe lucruri, este foarte frumos, ne distrăm. Cum ți se par probleme? Nu e cam greu un pic? Ușoare, tate praf. Regulile de circulație le cunoști? Da. De exemplu, la calea ferată ce trebuie să faci? Să te asiguri. Cei care au scos cel mai bun timp vor participa la etapele naționale ale celor 2 concursuri. Peste 200 de elevi ai școlilor din Bistrița au fost invitați astăzi să viziteze sediul primăriei. Micuții au putut sta de vorbă cu primarul, să-i adreseze întrebări și să vadă sala unde se țin ședințele de Consiliu Local. Încă de la ora 10, vizitatorii au început să sosească în grupuri a câte 20 sau 30 însoțiți de profesori sau diriginți. Prima oprire a fost în biroul primarului. Domnul primar vă așteaptă, este în birou. Dacă aveți întrebări pentru domnul primar, să îi le puneți, așteaptă să fie întrebați, nu pot să vă răspundă. Primarul le-a povestit elevilor câte ceva despre școala în care învață, iar la rândul lor, micuții au pus întrebări edilului. Școala voastră a fost construită, a început construcția în 1969. Eram elev în primul an de liceu și făceam practică la cărămiz și mortar pe șantierul respectiv. Cum aveți o școală chiar frumoasă. Spuneți, ce vă place la școală în cel mai mult? Dacă vă place curtea... Ce s-a făcut în școală? Lăsați numai pe. Nu, le-am dat pe lipiște. Sau poate nu vă place școala respectivă. Da! Elevii, dar și profesorii au fost impresionați de vizită. Vizita în primărie mi s-a părut foarte interesantă pentru copii. Au discutat cu domnul primar. I-au pus câteva întrebări la care domnul primar a răspuns foarte frumos și la nivelul lor de înțelegere. Copiii au fost interesați și le-a plăcut foarte mult. Spuneți, credeți că mai e și astăzi la fel de importantă ziua de 1 iunie cum era altă dată? Da, foarte importantă pentru copii. Sărbătorim ziua de 1 iunie, copiii deja își cunosc drepturile, își cunosc îndatoririle. Și pentru ei ziua de 1 iunie este o zi festivă și o zi plăcută. Cum ți s-a părut vizita la primărie? Mi s-a părut foarte interesant. Am văzut sala în care se întâlnesc consilierii locali, le-am cunoscut și pe domnul primar și mi-a plăcut foarte mult. Ce ai povestit tu cu domnul primar? Ce v-a spus? I-am pus câteva întrebări legate de locurile de joacă, despre sponsorizarea activităților extracurriculare și a concursurilor. Am primit răspunsuri mulțumitoare și pe înțelesul nostru. Și ne-am bucurat foarte mult. Yeah. L-am rugat și să ne mărească sala noastră de sport pentru că încăpea mai multe clase. L-am mai rugat și pentru spațiile verzi, în loc pietrele să fie înlocuite cu iarbă pentru că plaful este dăunător. Evenimentul a devenit deja tradiție și va continua și anul viitor. O tradiție pe care o respectăm de câțiva ani buni este aceea a porților deschise la primărie. Pentru 2 ore copiii din clasele a 4-a din municipiu sunt invitații noștri. Ne bucură că ei nu numai că onorează această invitație, dar sunt și deosebit de interesați, deosebit de impresionați de întâlnirea cu domnul primar și de faptul că dânsul primește în birou în care lucrează. De asemenea, am vizitat și sala de consiliu și încheiem această vizită în parcul din spatele clădirii primăriei. E un moment frumos pentru noi toți și sperăm că pentru copii să fie un lucru pe care să-l ținem minte cu plăcere.
Evenimentele prilejuite de Ziua Copilului au continuat în cartierul Subcetate de la ora 18 cu un spectacol de teatru de păpuși. Sute de copii s-au adunat astăzi în parcul din fața blocului Lamă. Nu vorbim despre un festival, ci despre o inițiativă a unui ONG bistrițean. Astfel, de Ziua Copilului, micuții, dar și părinții sau profesorii care i-au însoțit, au primit o înghețată gratis. Inițiativa aparține Fundației Mirela și Lucian Ungur. Fondatorii ONG-ului și-au propus să aducă zâmbetul pe buzele copiilor anul acesta cu ocazia zilei de 1 iunie. Văd că a avut succes. Cum vi se pare că a ieșit-o? Foarte bine. Copiii sunt mulțumiți. Mă bucur pentru asta. Am înțeles că s-au dat deja peste 1000 de înghețate. Mă bucur. Sper să vină și mai mulți. Veți repeta și la anul? Sigur. O să repet și sper să mai reușesc să organizez și alte acțiuni. În doar 2 ore, peste 1000 de copii au primit câte o înghețată. Un gest admirabil, spun profesorii care i-au însoțit. Ce părere aveți despre acțiunea aceasta? Înghețată gratis de 1 iunie? Cred că e binevenită pentru copii, ei se bucură întotdeauna când cineva se interesează de ei, eu așa privesc lucrurile, nu ca și gratis sau pe bani, ca o bucurie făcută copiilor de 1 iunie. Cred că e un gest admirabil. Eu nu sunt de acord cu înghețata ca și aliment, deci eu nu consum înghețată și nu consider un aliment sănătos, dar poate că pentru copiii care nu își pot plăti o înghețată este o bucurie astăzi. Printre celelalte acțiuni caritabile, marca Mirela și Lucian Ungur s-a numărat și distribuirea peste 5.000 de căni cu ocazia sărbătorilor de Paști tuturor credincioșilor bistrițeni. Peste 800 de copii din toată țara își vor petrece anul acesta vacanța de vară în Bistrița Năsăud. Nu toată, ci doar 5 zile în cadrul centrului de agrement de la St. George's Bay. Vorbim despre sesiunea taberelor de vară care se va deschide peste 3 săptămâni. În momentul de față, în Bistrița Năsăud, în evidențele Direcției Județene pentru Sport și Tineret, figurează 6 centre de agrement. La Fiat, Valea Blaznei, Valea Mare, Telciu, Colibița și St. George's Bay. Iar metodologia și planul guvernului de a face economie vis-a-vis de cheltuielile funcționale prevede pentru unele dintre centre preluarea acestora de către Consiliul Județean sau Primării, iar pentru altele, Direcția pentru Sport și Tineret se luptă să le revitalizeze prin metodele care le deține în acest moment. Tariful de cazare în tabăra de la St. George's Bay este de 64 de lei pe zi, adică 384 de lei pe serie de persoană. Din acești bani, mai bine de 90% reprezintă cazarea și cele 3 mese zilnice. Până la această dată avem un număr de 834 de locuri contractate, dintre care 668 plătitori, 83 însoțitori și 83 copii însoțitori din județe. Constanța, Galați, Teleorman, Tulcea, Sibiu, Prahova, Buzău, București, poți discuti de la plata cheltuielilor o singură dată într-un an școlar copiii și tineri proveniți din familie, al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie, beneficiari de burse sociale, cei orfani care nu sunt încredințați spre creștere și educare prin hotărâre judecătorească. Trebuie să aibă media 10 la fruntare și media generală peste 8 în ultimul an școlar. Sesiunea de tabere se va deschide la data de 20 iunie și va continua până la data de 6 septembrie. Peste 400 de preșcolari din tot județul au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului prin dans. S-a întâmplat astăzi la Centrul Cultural Municipal, în cadrul celei de-a 5-a ediție a Festivalului Județean Caloca Gatia. Îmbrăcați în haine de carnaval, micuții și-au asumat pe parcursul mai multor ore rolul de artiști.
școlari au fost aduși de la 20 de grădinițe din tot județul. Pe lângă aplauze și felicitări primite din partea publicului, micuții au fost premiați și de reprezentanții primăriei cu câte o punguliță cu dulciuri. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean în colaborare cu Societatea Națională Crucea Roșie, Inspectoratul Județean de Poliție și Palatul Copiilor. Ziua copilului a fost menționată pentru prima oară la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în anul 1925. După acest eveniment, mai multe guverne au introdus Ziua Copilului. Cea de-a treia zi a sărbărilor Năsăudului s-a încheiat aseară cu un concurs de interpretare pentru copii, la care au participat tineri din diverse zone ale județului și ale țării. A doua parte a evenimentului a fost dedicată artiștilor populari consacrați, care au susținut câte un moment artistic până la lăsarea serii. Ca în fiecare an, evenimentul s-a bucurat de prezența unor nume recunoscute în lumea muzicii populare. Când am eu cântat cu condos mai tare bine, mi-a mai fost mai. Spune bade mune ta la la la, ca în fiecare an, evenimentul s-a bucurat de prezența unor nume recunoscute în lumea muzicii populare. Vreau să vă spun că mereu, zilele pregătitoare, deci concursul de ispat la Năsăud, le aștept, așa cum aștept Paștele și Crăciunul să mă duc acasă, zilele acestea le aștept, că îmi place. Când eram mic, eu din Rebrișoara, și când eram mic, știam că Năsăud stau domni. Astăzi pentru mine Năsăudul nu e locul unde stau domnii, astăzi pentru mine Năsăudul este locul unde cultura populară românească și cultura noastră națională e la ea acasă. Și este locul unde, de unde au plecat 17 academicieni, este locul unde astăzi oamenii că mai ascultă șetiera lui Sabadâș, este locul unde când plec din Năsăud spun 10-2. Leagănul copilăriei mele. Ăsta este Năsăudul. Cât despre Maial și ce-au făcut organizatorii, am înțeles că nu am fost prezent pentru că am fost la un spectacol în județul Timiș la Jimbolia. N-am putut fi duminică acasă, acasă la Năsăud. Cât privește Maial și organizarea acestor zile ale Năsăudului, pot să spun că este un maraton. Evenimentele vor continua și mâine cu o depunere de coroane la mormântul eroilor și un spectacol folcloric. Unii angajatori bistrițeni sunt secretoși când vine vorba de locurile de muncă vacante. Mai multe detalii și alte informații aflați din grupajul știrilor pe scurt. Autoritățile județene au găsit soluții temporare la problemele sistemului medical la nivel județean. În acest sens, ieri la prefectură a avut loc o întâlnire a reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, Casei Județene a Asigurărilor de Sănătate, Spitalului Județean, Colegiului Medicilor, Asociației Profesionale a Medicilor de Familie și Patronatului Medicilor de Familie. S-a vorbit într-o primă instanță despre dificultățile financiare ale Spitalului Județean cauzate de nedecontarea unor servicii de către casă. În acest sens, s-a cerut la nivel ministerial o suplimentare a bugetului CJAS. Referitor la contractul cadru pe 2011-2012, factorii decizionali au convenit să aștepte publicarea normelor de aplicare ale actului normativ în Monitorul Oficial. Până atunci, medicii de familie vor asigura consultarea pacienților.
În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Paști, Biserica Ortodoxă sărbătorește praznicul Înălțării Domnului. Din 1920 încoace, însă, ziua coincide cu o sărbătoare națională. Este vorba despre Ziua Eroilor, eveniment care va fi marcat mâine și la Bistrița. Manifestările vor începe la ora 13 la Monumentul Eroilor din Piața Petru Rareș și vor cuprinde depuneri de coroane și un ceremonial militar religios. Va urma și un program artistic dedicat memoriei eroilor. Unii angajatori bistrițeni sunt secretoși când vine vorba de locurile de muncă pe care le au vacante. Asta deși legea îi obligă să declare orice post neocupat în termen de 5 zile de la vacantare. În acest sens, în primele 5 luni ale anului, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a verificat 102 angajatori. În urma controalelor s-a stabilit că 12 dintre aceștia au ascuns faptul că aveau în total 17 locuri de muncă vacante pentru meserii precum inginer constructor, reprezentant vânzări, tâmplar, recepționer, hotel și ospătar. Pentru că a fost vorba de o primă abatere, angajatorii au primit câte un avertisment. La următoarea faptă de acest gen ar putea primi amenzi cuprinse între 3 și 5 mii de lei.